a protesta, ne dorim să fie un protest pașnic, ne dorim să fie un protest în limite legale, astfel încât să nu avem de face cu, eu știu, lucruri neplăcute pe care nu și le dorește. Ați fi ceva ce vrea să le transmiteți protestatarilor? Ce să... Ei reproșează guvernul din multe lucruri. Da, e firesc. Unii oameni sunt mulțumiți de activitatea guvernului, alții nu. Normal, noi așa e democrația. Suntem și continuăm să spunem și cred că fiecare minister a făcut un bilanț până la ora aceasta după 6 luni de guvernare și a arătat că se respectă întru totul programul de guvernare votat de milioane de români. Am spus-o de la bun început și continui să spun lucrul acesta. Guvernăm sub o presiune extraordinară de aproape 2 ani, lucru pe care nu ni l-am fi dorit. Avem un guvern perfect legitim, votat de o majoritate parlamentară constituită în urma unui vot democratic. Aplicăm programul de guvernare, repet, la literă, suntem în grafic cu tot ceea ce ne-am propus. Eu știu că pe unii oameni deranjează foarte mult faptul că acest program de guvernare se respectă, că se îmbunătățesc condițiile de viață ale românilor, că au mai mulți bani în buzunar, s-au luat măsuri pentru creșterea salarială. La seară a fost prezentat noul proiect de lege al pensiilor care a intrat în dezbatere până la începerea sesiunii parlamentare. Adică discutăm despre măsuri cât se poate de bune pentru această țară. Dar, încă o dată, sunt și oameni care sunt nemulțumiți și iată, consideră că e necesar să protesteze. Ne dorim, prin urmare, să fie un protest pașnic și să nu se escaladeze și să nu se dea să nu se dea curs provocărilor pe care le-am văzut din păcate în ultima dată.